Am vorbit despre rugăciune și două aspecte curciale: a fi iertat și a ierta pe ceilalți, în ultimele noastre lecții. Acum, cu Dave Baț, amicul meu. Te apreciez foarte mult, Dave, și Mulțumesc. prietenia noastră îndelungată. Când ne-am rugat împreună, am descoperit că atunci când te rogi, intri pe un tărâm spiritual. O luptă spirituală, așa este. un război. Și Isus ne-a spus asta când i-a învățat pe ucenici să se roage, că așa va fi. El i-a învățat iertarea. Apropo, înainte să intri în război, ar fi bine să înveți iertarea. Este <laughs> și adevărat, apoi sigur. A continuat cu, nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de rău sau de cel rău. Deci, există un război spiritual și are de-a face cu ispita și cu ispititorul. Să vorbim puțin de asta. Ce rol joacă războiul spiritual? Și cum poate un creștin, cineva care umblă de curând cu Dumnezeu, să învețe să se roage? Ce trebuie să facă? În rugăciune Desigur. cu privire la acest război. Știi, există două pericole opuse când vorbim despre război spiritual. Fie să-l ignori, să pretinzi că nu există, celălalt este prea multă atenție. De fiecare dată când cineva strănută încearcă să alunge un demon. Trebuie să fim atenți să nu mergem în nicio extremă. Cred că cel mai bun mod de a vedea lucrurile este felul în care Isus s-a ocupat de ceea ce noi numim ispitirile lui Hristos. Este un model pentru noi. Pentru că Isus a fost ispitit de Satan. Dacă Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, poate fi ispitit de Satan, la fel și noi. Așa este. Și modul în care Isus a tratat situația este foarte important. Pentru că Isus nu a purtat această bătălie cu semne și minuni. Deși a făcut multe semne și minuni. Dar când a venit vorba despre ispita personală, lupta lui a fost purtată și câștigată prin cuvântul Domnului. De fiecare dată, așa, când Satan așa a venit este. împotriva lui și a încercat să-i distragă atenția de la scopul lui principal. Încercând să-l ispitească să facă una sau alta ceea ce se întâmplă de obicei în ispită. Răspunsul lui Isus a fost: Cuvântul Domnului, cuvântul Domnului. Și a scos Sabia, Scriptura, și a răspuns atacului dușmanului, ispitei, spunând: Nu voi asculta de tine, voi fi atent la ceea ce a spus Domnul. Și Scriptura a devenit Cheia victoriei, același lucru este adevărat și pentru noi. Trebuie să cunoaștem cuvântul Domnului dacă vrem să umblăm în sfințenie și biruință. Nu înseamnă că trebuie să memorăm totul, înseamnă doar că suntem oameni care iubesc cuvântul Domnului pentru că vedem în el locul în care voia Domnului e revelată clar. Da, foarte pe scurt. Ai spus ceva la început și cred că vorbei de asta, vorbei de extreme și cum putem cădea în ele. Satan a venit la Domnul Isus și i-a citat din scriptură. O, da. Dar Isus i-a răspuns tot cu scriptura, dar în contextul ei. Așa și este. Și a zis, asta spune cu adevărat cuvântul Domnului. Deci, trebuie să folosim scriptura într-un mod echilibrat. Cât mai echilibrat. Așa este. Scuze, n-am vrut să întrerup. Continuă, e rândul oh, Nu, tău. absolut. Nu. Din nou, cred că creștinii uneori se învinovățesc pentru ispite. Și adevărul este că până și Isus a fost ispitit. Evident, avem cele trei ispite de acolo. Nu avem absolut niciun motiv biblic să credem că n a mai fost ispitit după aceea, ci au existat ispite care au venit de-a lungul vieții. Pământești a lui Isus. El a putut să facă fața celor ispite și să meargă în biruință de plină. Deci, lucrul important de înțeles este că ispita în sine nu este păcat, ci felul în care reacționezi. Adesea creștinii se învinovățesc pentru că au fost ispitiți și atunci Satan e victorios. Ce e interesant, el este mincinos, așa ne-a spus Isus. Deci, el încearcă să ne facă să păcătuim, și apoi ne face să ne simțim vinovați, pentru că a încercat să ne facă să păcătuim. Ne înșală. De aceea trebuie să fim oameni care, asemenea lui Isus, înțeleg că trebuie să ne ținem tare de cuvântul Domnului, că suntem dedicați să nu cădem în păcat. Când o facem, am vorbit despre cum ne mărturisim păcatele, dar să înțelegem că există o luptă care se duce. E o bătălie reală. Înțelegem că suntem într-adevăr mai mult decât biruitori prin Hristos Isus, El locuiește în noi, putem fi biruitori, dar să știi că poți fi biruitor nu înseamnă că lupta nu există. Unul din lucrurile care m-a ajutat pe mine, m-a ajutat enorm de-a lungul anilor, este să îmbrac armura Domnului. Eu sunt convins că cea mai mare problemă a războiului spiritual este că mulți dintre noi nici nu ne gândim la el. Ne trezim dimineața, și nu suntem conștienți că mergem pe câmpul de luptă în ziua aceea. Pavel, în Efesen, capitolul 6, vorbește cu claritate despre faptul că noi trăim într-o vreme de luptă. Un război se poartă și dacă vrem să avem biruință, avem nevoie de tot ce ne oferă Domnul. Unul dintre lucrurile simple pe care El ni le oferă este armura Lui. Lucrul interesant din Efesen capitolul 6 este: porunca e clară, îmbracă armura domnului și o face în contextul rugăciunii. Cred că armura are de a face cu modul nostru de a trăi, da. dar este pusă în contextul rugăciunii. Ceea ce eu fac dimineața, este să spun azi, îmbracă armura ta. Nu există o formulă magică, nu există cuvinte magice, uneori trec prin întreaga armură. Doamne, aziau pe cap coiful mântuirii și îmi pun platoșa neprihănirii, brâul adevărului și încălțămintea păcii, scutul credinței, sabia Domnului, cuvântul tău. Alteori mă concentrez la o parte a armurii. Important este să mă îmbrac cu Hristos. Pentru că, vezi tu, fiecare piesă a armurii are de-a face cu Isus. Fiecare piesă a armurii. El este totul. El e cel care l-a biruit pe Satan în mod suprem pe cruce. Și El vine să locuiască în noi. Dacă vrem să ne rugăm eficient, nu ține de să spunem cuvintele potrivite, ci să ne concentrăm la Isus. Să fim îmbrăcați cu El, să îmbrăcăm armura, adică Hristos, da. și să pășim în biruința Lui. Știi, e uimitor, continuăm să ne întoarcem la asta. nu e așa? <laughs> ne tot întoarcem la a privi la, la Isus. Isus și a venit la El. Domnul Isus este sursa tot. El este totul în toți. Acum, încă un lucru, cred că nici nu ne-am gândit dacă am fi într-un război fizic să mergem la luptă fără echipament, fără Așa să este. fim îmbrăcați cu armură, la fel și cu acest război spiritual pe care îl avem. Încă un lucru despre pasajul acesta și cum a lucrat în inima mea. Și vorbesc de pasajul și nu ne duce ni spită. El spune nu ne duce în ispită. Ne trebuie călăuzirea Duhului Sfânt. Așa este. Și asta e finalul rugăciunii Tatăl nostru. Și trebuie să ajungem în punctul în care spunem, Doamne, nu vreau să pleci de aici fără să știu că Tu mă conduci. Așa este. Și dacă știm că El ne conduce, știm că oriunde ne duce ne va da harul să fim biruitori. O frumoasă ilustrație biblică este cea cu păstorul și oile care zic, sunt pe un munte periculos, Doamne, nu mă lăsa să cad în prăpastie. Așa este. Condumă tu. Noi ne aflăm într-o lume întunecată și periculoasă și avem nevoie de călăuzirea Lui. Deci, vă încurajez să faceți un lucru în timpul de părtășie. Moise a spus, Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm singuri. Și oamenii mă întreabă, cât de mult trebuie să mă rog? Până știi că Dumnezeu cu tine și te călăuzește. Atât de mult trebuie să te rogi. Deci, vreau să te încurajez să-i ceri călăuzirea. Ia cuvântul! O, Dave, ia cuvântul Domnului și strânge-l în inima ta, meditează la el, să ai acel cuvânt în inimă ca să poți birui vrăjmașul. Îmbracă armura lui Dumnezeu, apoi el te va călăuzi prin Duhul Sfânt, iar când ieși de la rugăciune, vei ști că suntem mai mult decât biruitori.